Viața Sfântului Mucenic Conon din Isauria Isauria, cetatea domnească a țării cu același nume, a primit sfânta credință în Domnul nostru Iisus Hristos de la Sfântul Apostol Pavel, propovăduitorul neamurilor, care a propovăduit acolo și a adus pe câțiva la credință. În vremea propovăduirii apostolești era un om oarecare, cu numele Nestor, care trăia într-un sat ce se chema Vidania, care era departe de cetatea Isauriei, ca la 18 stadii. Acela avea o femeie ce se numea Nada, cu care au născut pe acesta de care ne stă înainte povestirea, adică pe Sfântul Conon. După ce a ajuns pruncul în vârstă de săvârșit, au voit părinții lui să-l căsătorească și l-au logodit cu o fecioară frumoasă, anume Ana. Însă mai înainte de legătura anunții s-a arătat lui Conon Sfântul Arhanghel Mihail, în chip de bărbat prea luminos și învățându-l Sfânta Credință, l-a pogorât la pârâu, l-a botezat într-un numele prea sfintei trăim și împărtășindu-l cu Dumnezeieștile taine, l-a însemnat cu semnul crucii și s-a făcut nevăzut. Iar tânărul Conon, s-a umplut de Duhul Sfânt și Arhanghelul Mihail era împreună cu dânsul nevăzut. Și sosind ziua anunții și toți veselindu-se, când a fost dus mirele cu mireasa în cămară, Conon a luat o lumânare aprinsă și punând-o într-un vas, a zis către fecioară, Ce este mai bun, lumina sau întunericul?" Iar fecioara a răspuns, mai bună este lumina decât întunericul. Atunci Sfântul Conon, deschizându-și gura sa cea plină de darul lui Dumnezeu, a început a învăța pe Fecioară despre păzirea Fecioriei și despre viața curată cu credința întru Hristos, adevăratul Dumnezeu, spunându-i că aceea este lumina cea neînserată, iar faptele cele trupești și necurata credință cea elinească sunt întuneric. Iar fecioara, având inima sa ca un pământ bun spre primirea seminței cuvântului lui Dumnezeu, s-a învoit cu mirele întru toate că ce a crezut în Hristos și a făgăduit a păzi fecioria sa. Și vețuia această sfântă doime, în curățenie feciorească ca un frate cu sora sa, sau mai bine zis ca doi îngeri ai lui Dumnezeu, arzând cu duhul dragostei către Dumnezeu ca serafimii și slujind Domnului. După aceasta, fericitul Cononia a îndemnat și pe părinții săi a se lepăda de idoli și i-a dus la Hristos, botezând pe tatăl și pe mama sa, ca și pe mireasa sa. Și toți au plăcut lui Dumnezeu fiind povățuiți și învățați de Sfântul Conon. Iar tatălui fericitul Nestor s-a învrednicit și cu nunii mucenicești, fiind ucis de închinătorii de idoli, cărora se împotrivea mustrând rătăcirea lor. După câteva vreme, Maica Sfântului fericit Anada s-a mutat către Dumnezeu în bună mărturisire. Apoi și mireasa logodită lui Sfânta Fecioară Ana s-a dus către cămara cea nestricăcioasă a Cerescului Mire Hristos. Și i-a îngropat Sfântul Conon într-un mormânt, iar el a viețuit singur, îndeletnicindu-se cu gândirea de Dumnezeu, cu postul, cu ostenelile și cu rugăciunile cele de toată noaptea, omorându-și trupul și robindu-l Duhului. Iar comoara cea dată lui a lui Sfântului Duh o tăinuia până la vremea arătării sale, care a sosit după mulți ani în zilele bătrâneților sale. Și s-a început aceasta într-acest chip. Era în țara aceea o peșteră grozavă și întunecoasă, în locuri pustii și în munți neumblați. Și aceea era ca peștei dolească și lăcaș diavolesc, fiind acolo un idol de piatră mare al necuratului zeu Apolon, pe care țara îl cinstea mai mult. Și le era obiceiul Isaurienilor ca în toți ani în ziua necuratei prăsnuirea lui Apolon, să se adune acolo cu jertfe și să săvârșească acea prăsnuire urâtă de Dumnezeu. Deci, într-un an care venim praznicul acela și toți din cetate, gătindu-se să meargă la capiștea ce era în peșteră, Sfântul Conon, mișcându-se de Duhul, a venit în cetate și văzând mulțimea poporului, pe unii pe cai înarmați, iar pe alții pe deștri, gătiți ca la un război, a strigat către dâns și grăind cu mare glas. O, bărbații saurieni, așteptați puțin, căci am să vă vorbesc ceva, pentru ce v-ați gătit într-un chip ca acesta de oștire? Au doar a năvăli vreun război fără de veste asupra țării noastre și vă cheamă pe voi? Iar ei au zis, ba nu, ci mergem la zeul Apolon să-i aducem jertfă și să-i facem praznicul. A zis către și Sfântul, cine este Apolon și care este puterea lui? Voiesc să aflu de la voi, iar ei au zis, acela ne este purtător de grijă, căci toate bunătățile ni le rânduiește și ne întărește pe noi în războaie, precum întărea și pe părinții noștri care ne-au lăsat nouă acest obicei de prăznuire. Sfântul le întreba batjocorindu-i, oare ați auzit cândva de la Dumnezeul vostru vreun glas sau vreun cuvânt? Ei au zis nu. Dar de la părinții noștri am luat obicei a crede în trânsul. Grăita către dâns și Sfântul Conon. Părinții voștri au fost în înșelăciune ca niște dobitoace necuvântătoare, neștiind pe adevăratul Dumnezeu. Căci dacă l-ar fi știut, n-ar fi avut sârguință către un idol surd, mut și netrebnic. Ce dați-mi stăpânirea asupra Dumnezeului vostru și vă voi arăta vă pe cine cinstiți și cine este. Îl voi negri cu cerneală și să vedem de se va putea spăla. Îl voi zdrobi cu ciocan de fier și va putea oare să aibă iarăși chipul său? Îi voi da mâncare și să vedem, va întinde mâna să mănânce? Până când veți fi fără de minte Oare aceasta nu o înțelegeți? Să mă ascultați: că și eu sunt din a voastră seminție, dar sunt străin de lucrurile voastre. Lăsați-vă de închinarea idolilor și vă voi învăța pe voi pe care Dumnezeu se cade al cânstii și a vă închina celui ce este într-un înălțime. Că acela este Dumnezeu nevăzut și pe toate le vede făcător al cerului, al pământului, al mării și al tuturor celor ce sunt în întrânsele. El este împărat tare și puternic, mântuind pe robii săi și pierzând pe vrăjmașii care se închină idolilor și aduc jertfe diavolilor. Aceluia nu-i trebuie jertfe sângeroase, ci voiește să-l cunoască cei ce vin la el fără de răutăți și vicleșuguri și să creadă în el știind cum că El este adevăratul Dumnezeu, Tatăl ne a născut Fiului Său, al Domnului nostru Iisus Hristos, care de Tatăl nu se desparte, prin care toate s-au făcut, cu care Duhul Sfânt este părtaș vieții și împărăției și care de la Tatăl purcede. Și aceste trei fețe sunt un Dumnezeu care arde cu foc pe slujitorii de idoli, cei ce îl urăsc pe el și iubește numai pe cei ce îl preamăresc. Pentru că este milostiv cu prisosință tuturor celor ce cred în el și îl cheamă cu adevărat. Acestea și mai multe grei Sfântul s-a tulburat poporul și s-a făcut multă gâlceavă. Căci unii se repezeau asupra lui vrând să-l ucidă, iar alții îl apărau nelăsându-i să pună mâinile pe el? Și vrând a auzit ceva mai mult de la dânsul abia au potolit tulburarea poporului și au zis către sfântul Cum poți să ne încredințezi că Dumnezeu este mai mare decât zeul nostru Apolon pe care noi îl cinstim mai mult decât pe toți ceilalți zei? Arată-ne vreun semn al Dumnezeului tău, ca să credem în El. Sfântul Conon, văzând că ei cer semn, punându-și nădejdea spre Dumnezeu, le-a zis, Iată, mulți din voi sunt pecai și mulți pedeștri, tineri și voinici, deci să mergem toți spre peștera lui Apolon, la locul adunării voastre. Voi înainte, iar eu, ca un bătrân, voi merge după voi." însă să ne dăm cuvânt unul altuia, care pe care va întrece, Dumnezeul aceluia va fi mare și adevărat și se cuvine a crede în el. Dacă voi, cei ce sunteți pe cai și pe dești, fiind voi nici mă veți întrece pe mine cel bătrân și slab cu trupul și de veți ajunge mai întâi la locul lui Apolon, apoi zeul vostru să fie mare iar dacă eu bătrânul și pedestrul, întrecându-vă voi ajunge acolo, apoi Dumnezeul meu este mai mare decât zeul vostru și dator veți fi a crede în Dumnezeul meu. Și toți au primit cuvântul acesta și au făcut legământ cu sfântul Conon, căci ziceau între ei, acest bătrân abia în patru zile va putea să ajungă acolo, fiind departe și calea grea pentru înălțimea munților și pentru văile cele adânci. Deci au pornit toți în grabnică călătorie, unii nădăjduind în cailor, iar alții în picioarele lor, iar Sfântul Conon mergea după ei și se ostenea alergând. Însă s-a rugat lui Dumnezeu și îndată i-a stat înaintea lui Sfântul Arhanghel Mihail. Acela, luându-l, l-a dus într-un ceas la locul acela unde alerga, iar pe cei ce alergau pe cai și pe cei pe deștri, i-a tulburat arhanghelul nevăzut, încât rătăceau prin munți și prin văi. Călcând în prăpăstii de munți, sfârmându-se ei și cailor, și n-au putut toată ziua și toată noaptea să nimerească la peștera lui Apolon, nici să-și cunoască calea, încotro călătoresc, iar dimineața Sfântul Conon a ieșit în întâmpinarea lor. Iar aceia văzându-l s-au înspăimântat, iar el a început a iocărâzi zicând, Pentru ce v-ați lenevit a venit căci eu? Așteptându-vă mult m-am supărat și iarăși m-am întors spre voi iar ei, fiind foarte osteniți, povesteau Sfântului toate cele ce li s-au întâmplat și îl rugau ca să le arate calea spre locul lui Apolon, iar el, mergând înaintea lor, i-a dus până acolo și le-a zis, Iată s-a împlinit legământul meu și eu, întrecându-vă, am sosit mai înainte aici. Deci se cade să mărturisiți că mare este Dumnezeul meu și să credeți în el iar pe zeul vostru dați-mi în stăpânirea mea ca să vă răzbun căci până acum v am înșelat. Ei au strigat, ba nu, nu arunca vina asupra zeului nostru și nu îndrăsnia greia asupra lui, căci noi suntem vinovați deoarece rătăcind în cale am zăbovit. Și astfel ne împlinind cuvântul cel întărit prin legământ, au făcut nedreptate sfântului prin aceasta. Sfântul le-a zis, dacă nu credeți Dumnezeului meu, apoi credeți zeului vostru. Când vă va grăi ceva, veți împlini cuvântul lui? Iar ei toți au zis, numai de vom auzi pe zeul nostru grăind ceva și îndată suntem gata a împlini cuvântul lui, căci credem în el fără îndoială. Și iarăși au făcut cu Sfântul legământ, iar cuvântul lor l-au întărit mai tare decât întâi, ca să creadă cuvântul oricare l-ar grăi zeul lor. Iar Sfântul, stând înaintea acelei peșteri în care era capiștea lui Apolon, a strigat cu glas mare către idol, Ție-ți grăiește și ție -ți poruncește, Domnul meu Iisus Hristos, să ieși din capiștea ta!" și să vii aici la mine. Și îndată idolul cel fără de suflet se făcu ca și cum era viu, căci s-a cutremurat și a căzut din locul său și tăvălindu-se, se rostogolea pe pământ spre sfântul. Apoi venind aproape s-a sculat de la pământ și sta drept înaintea sfântului Conon. Și toată mulțimea poporului fiind cuprinsă de mare spaimă, a strigat de frică și s-a pornit pe fugă. Iar sfântul, făcându-le cu mâna și poruncindu-le să nu se teamă, abia i-a oprit și potolind gâlceava, s-a întors iarăși spre idol și toți luau seama cu dinadinsul ce are să mai fie. Sfântul Conon a zis către idol, spunem idole neînsuflețit, cine este Dumnezeul cel adevărat? Tu ori Domnul meu Iisus Hristos, cel propovăduit de mine. Și-ndată idolul, întinzând spre cer, cu cutremur mâinile sale cele de piatră, a grăit cu mare glas omenesc, zicând, Unul este Dumnezeu adevărat, Hristos, cel propovăduit de tine. Zicând, acestea a căzut și s-a sfârmat. Făcându-se această minune, tot poporul a strigat cu mare glas, grăind, unul este Dumnezeul cel adevărat, lui Conon, acela abiruit. Atunci a crezut mulțime de popor în Hristos, Dumnezeu și sfărămându-și idolii a primit Sfântul Botez, iar ceilalți împietriți petreceau în necredință și se mâhneau pentru sfărmarea idolului Apolon, dar mai pe urmă au crezut și aceia văzând multe feluri de minuni ce se făceau de Sfântul Conon în aceeași țară a Isauriei, într-o altă peșteră, ce era la un loc pustiu, viețuia un diavol pierzător, care ca un tâlharnă vălea asupra oamenilor și a dobitoacelor ce treceau pe acolo și pierdea. Isaurienii aduceau multe jertfe acelui diavol și îl rugau să nu le facă lor pacos și ucidere, dar nu le era de niciun folos aceasta, ci spre mai mare vătămare deci adunându-se popor de credincioși și necredincioși, au rugat pe Sfântul Conon să meargă și să izgonească pe acel diavol din hotarele lor. Deci credincioșii îl rugau cu credință, neîndoindu-se cu nimic de puterea lui Hristos, care era cu Sfântul Conon, iar necredincioșii nu îl rugau cu credință, ci cu ispitire, părându-li se că sfântul nu va putea să izgonească de acolo pe acel diavol cumplit și nădăjduind, chiar că el însuși va fi ucis de diavol. Deci, ducându-se sfântul acolo, fiind urmat de popor, a stat înaintea peșterii. Iar poporul stătea departe cu multă frică și certând sfântul conon pe necuratul duh în numele lui Hristos, ea porunci să iasă din peșteră la vederea ochilor în privirea tot poporul. Iar diavolul dinăuntru striga rugând pe sfântul să nu-i poruncească să iasă în chip văzut, ca să nu se vadă de oameni curatului chip, dar sfântul îi poruncea cu multă certare ca să se arate. Deci a ieșit văzându-l toți în chip femeiesc, ca o babă spurcată cu trupul sfâșiat, tremurând și scuturându-se. Apoi, certând sfântul pe diavol să nu facă rău cuiva, l-a trimis în ghenă și îndată se făcu nevăzut diavolul acela. Și poporul striga, mare este Dumnezeul lui Conon. Și mulți din necredincioși au crezut atunci în Hristos, iar sfântul Conon, Învățând mult pe popora crede în Dumnezeu, s-a întors în cetate cu cântare, căci el doar începea cântarea și poporul o cânta toată, slăvind pe Hristos, adevăratul Dumnezeu. Și venind Sfântul Conon, a viețuit în satul său Vidania, în casa părintească, făcând minuni și vindecând toate durerile celor ce veneau cu credință la dânsul, Apoi izgonea diavolii asupra cărora i se dăduse stăpânire de la Dumnezeu. Un oarecare om, din cei din tâi cetățeni a saurienilor a fost prădat de telhar și a perit aur fără de număr. Pentru aceasta mulți erau munciți pentru furtișag, puși în legături și ținuți în temniță fără vină, dar nu s-a aflat aurul cel furat. După aceea cetățeanul cel prădat, alergând la sfântul conon împreună cu rudenile celor ce erau ținuți în legături și căzând la picioarele sfântului, l-a rugat să se roage lui Dumnezeu spre a se descoperi furtișagul. Iar sfântul, milostivindu-se spre cei clevetiți și chinuiți fără de vină, s-a dus în cetate și stând în mijlocul ei și a ridicat mâinile la cer, și a făcut cu dinadinsul rugăciune către Dumnezeu până ce i s-a descoperit unde este pus aurul cel furat. Deci luând pe mulți din popor, s-a dus cu dânsii afară din cetate și mergând multă cale care ducea în pustie, a ajuns la o piatră oarecare, ce i se arătase de Sfântul Arhanghel Mihail. Sub acea piatră era aurul ascuns de tâlhari aur pe care aflându-l Sfântul Conon a poruncit oamenilor care veniseră cu dânsul să-l ia și să-l aducă în cetate. Văzând aceasta, tot poporul isaurienilor se minuna foarte și preamărea pe Dumnezeu, apoi dorind cetățeanul să afle de la Sfântul cine sunt îlharii, L-a întrebat despre aceasta și el a răspuns. Iați l tău ca să fii destulat ca al tău și s-a întors fără de primejdie, iar pe cei ținuți în legături să-i eliberezi. Și așa a făcut. Și străbătând vestea de această minune prin toată țara aceea, mult se întorcea la Dumnezeu și creștea și se înmulțea din zi în zi Biserica lui Hristos. Șezând odată Sfântul Conon în liniște în casa sa, a văzut o tabără de diavoli care venise asupra lui căci adunându-se toți diavolii din insula aceea, care erau izgoniți din oameni și din capeștele idolești, s-au înarmat asupra Sfântului și au venit să-l Pe aceștia, văzându-i Sfântul, i-a legat pe toți cu numele lui Isus, ca să nu poată să scape. Și diavolii rugau pe Sfântul să nu le poruncească a se duce în adânc, ci orice voiește să le poruncească, să lucreze. Iar Sfântul certându-i să nu facă oamenilor niciun rău, i-a trimis în diferite lucrări, pe unii să sape pământul în grădin, să smulgă buruienele, spinii și pălămidele. Pe alții să are țarinele și să le semene, alții să păzească roadele, alții să pască cireada dobitoacelor și să o apere de fiare. Iar alții să taie și să aducă lemne, și a rânduit să facă tot lucrul casei ca niște robi cumpărați. Astfel, diavolii slujeau fericitului Conon ca robi și răs cumpărați, până când a fost voia lui, făcând cu sârguință tot lucrul poruncit, căci erau legați cu legăturile puterii lui Dumnezeu și robiți și supuși sub picioarele plăcutului lui Hristos. Într-o noapte au năvălit îlharea asupra casei Sfântului, crezând că vor găsi la dânsul vreo bogăție, deoarece era slăvit în toată țara aceea și le gândul voiau să-l muncească ca să le spună unde are aurul. Și începând ei al muncii, îndată prin porunca lui Dumnezeu, strângându-se diavolii care slujeau Sfântului, au apucat pe tâlhar și băteau fără de milă. Apoi, aprinzând foc în cuptor, le ardeau trupurile, iar pe Sfântul l-au deslegat din legături, dar el i-a certat și așa au lăsat pe tâlhari abia vii. Apoi sfântul s-a rugat pentru tâlhari către Dumnezeu și și-au venit într-o sine, după care fericitul învățându-i ca să nu mai facă tâlhărie, i-a slobozit cu pace. Dar nu numai din mâinile tâlharilor au scos diavolul pe sfântul conon cu porunca lui Dumnezeu, ci și cinstea numelui lui o păzeau, așa voind Dumnezeu căci atunci când unii dintre necredincioșii saurieni îndrăsnea să hulească numele lui Conon, îndată acei erau bătuți de diavol nevăzuți și se făcuse numele lui Conon la toți cinstit și înfricoșați. Odată fiind undeva pomenit numele lui Conon, doi închinători de idoli au început al huli pe sfântul cu cuvinte ocărătoare și, în data, au nevălit asupra lor diavolii și bătându-i, trăgeau de păr pe cale, apoi, aducându-i la sfântul, i-au aruncat înaintea picioarelor lui pe hulitorii aceia. Astfel, cu frica pe toți necredincioșii, încât nici cu mintea nu gândeau ceva rău asupra sfântului Conon. Pe un om care fura rodurile din țarina lui Conon, L-au prins acei nevăzuți păzitor și bătându-l au adus la sfântul cu asinului și cu sacul plin de roade. Pe acesta, învățându-l să nu fure, l-a eliberat sfântul la locul său. O văduvă oarecare, săracă, purtând în brațe pe singurul său fiu, a mers la țarină în vremea secerișului să adune spice în urma secerătorilor. Și a pus pe pământ pe pruncul său, și s-a dus la oarecare depărtare, adunând spice. Dar, în îndată, alergând din pădure, un lup a apucat pe prunc și l-a dus în pustie. Și a alergat femeia după el, dar n-a putut să-l ajungă nici să scoată pe prunc din dinții lui. Apoi a alergat femeia aceea la făcătorul de minuni Sfântul Conon de vreme ce era aproape locul lui, plângând și căzând la picioarele lui, a spus primejdia. Iar el îndată a porunci nevăzuților robi și aceia alergând în clipea la ochiului, au prins pe lup cu pruncul ținându-l în dinți și l-au adus înaintea sfântului. Iar el a dat pruncușorul maicii sale viu și sănătos, iar pe lup l-a lăsat într-o ale sale. După acei alți diavol care încă nu erau legați, începuseră în țara aceea vătăma pe oameni prin diferite boli, dar mai ales cu vărsatul. Și înțelegând sfântul vrăjmășia acelora, s-a rugat lui Dumnezeu și îndată i s-a dat puterea asupra lor, deci prinzându-i pe toți i-a și pe unii i-a izgonit din hotare la locuri pustii, pe alții într-o adânc i-a trimis iar pe alții legați, punându-i în 30 de vase de lut, astupându-i cu plumb și pecetluindu-i cu puterea crucii, i-a îngropat în pământ sub temelia casei sale. În acea vreme a sosit prigonirea asupra creștinilor și a venit în Isauria din porunca împărătească un voievod oarecare anume Magdon. Acela, prinzând mai întâi pe Sfântul Onisie din satul Usorova, l-a muncit până la moarte. După aceea și pe Sfântul Conon l-a prins și îl muncea cu multe și cumplite răni, silindu-l spre jertfă. Auzind saurienii că voievodul muncește pe Sfântul Conon, s-au adunat mulțime de bărbați înarmați și au alergat la satul Usorova, vrând să ucidă pe voievod. De acest lucru înștiințându-se, voievodul a încălecat pe cal cu slugile sale, și a fugit din hotarele lor, iar isaurienii au fugit după dânsul și nu l-au ajuns, iar pe sfântul mucenic Conon l-au aflat legat și peste tot trupul rănit și sângerat de bătăi. Apoi dezlegându-l plângeau pentru dânsul și ștergându-i sângele se ungeau pe trupurile lor, dorind să se sfințească cu sângele lui și să rutau cu dragoste rănile cele luate pentru Hristos. Iar sfântul mucenic se mâhnea foarte că nu l-au lăsat să pătimească până în sfârșit, pentru că dorea să moară în munci pentru Hristosul său. După aceea l-au dus oamenii cei credincioși în casa lui părintească din satul Vidania, și se îngrijeau pentru vindecarea rănilor lui. Și trecând doi ani după pătimirea aceea, s-a mutat Sfântul Conon către Dumnezeu, atunci adunându-se toată țara Isauriei, a făcut plângere mare pentru dânsul și l-au îngropat împreună cu fericiții săi părinți și cu Sfânta lui Mireasă care și-a păzit fecioria sa, fără prihană până în sfârșit iar după adormirea și îngroparea Sfântului Conon, au voit isaurienii să prefacă părintească lui casă cea mucenicească într-o biserică. Deci, lărgind casa, au început a-i săpa temelia și au aflat în pământ acele mai sus pomenite 30 de vase de lut, într care Sfântul Conon închisese pe diavol. Deci, neștiind ce este între acele vase și părându-li se că este ascuns în trânsele aur sau argint, S-au bucurat și de grabă au spart un vas. Și imediat au ieșit din trânsul diavolului, în chip de fum întunecat și foarte necurat, și întunecând văzduhul, au făcut vifor înfricoșat încât toți oamenii, înspăimântându-se, unii au căzut de frică, iar alții au fugit din locul acela, iar diavolii, zburând în văzduh, făceau zgomot mare și unul pe altul se strigau pe nume. Și se făcuse frică mare în satul acela, încât nimeni după apusul soarelui nu îndrăsnea ieși afară din casa sa, de vreme ce multe îngroziri diavolești se arătau noaptea și speriau pe oameni și pe dobitoace. Iar aceasta o îngăduise Dumnezeu pentru pedepsirea oamenilor celor lacomi, căci socotinca este în vasele acelea comoară au început a le sparge. După aceea s-au izgonit acele diavolești năluciri și îngroziri, cu rugăciunile Sfântului Conon, iar celelalte vase număr de 29, ce țineau întrânsele pe diavol, au rămas și până astăzi în pământ, îngropate sub temelia Bisericii Sfântului Conon. Cu ale cărui sfinte rugăciuni și noi să petrecem totdeauna nevătămas de diavol, slăvim pe Tatăl și pe Fiul și pe Sfântul Duh, pe unul între ime Dumnezeu în veci. Amin.